Rusia a lansat astăzi un război total împotriva Ucrainei, cu atacuri simultane din sud, est și nord, pe uscat și din aer. A cu rachete, iar tancurile rusești au trecut peste granița cu Ucraina. Au fost parașutate trupe ruse în regiunile de est. Au fost raportate explozii în toată țara după ce Vladimir Putin a dat ordinul de atac. Rachete de croazieră, bombe și rachete grad au eliminat ținte precum aerodromuri, baze militare, depozite de muniție și posturi de comandă, inclusiv în capitala Kiev. Șase aeronave rusești au fost de deasupra a regiunii de Est Donbass a anunțat Ucraina care susține că a ucis 50 de soldați ruși. De cealaltă parte, Moscova a anunțat că a neutralizat apărarea aeriană a Ucrainei. Polițiștii de frontieră ucrainieni au fost atacați cu artilerie grea, tankuri și trupe din Rusia și Belarus, în timp ce Alexandru Lukashenko a negat că a trimis soldați bieloruși în Ucraina. Președintele Klaus Iohannis a declarat joi 24 februarie după ședința CSAT că România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina și că niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. Potrivit președintelui, România condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești. Țara noastră, a spus Iohannis, e pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina. În acest context tensionat, se impune fără doar și poate consolidarea consistentă a flancului estic al NATO, a încheiat Iohannis. Din păcate, în această dimineață, Federația Rusă a ales calea reprobabilă și complet ilegală a violenței armate masive împotriva unui stat independent și suveran. Astăzi, la eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii și dialog, Rusia a răspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare ucrainiene. Astăzi, Federația Rusă a ales forța tankurilor în detrimentul vieților cetățenilor. Rusia este agresorul, nu victima cum încearcă să acrediteze Kremlinul, și întreaga planetă vede astăzi limpede acest adevăr incontestabil. Condamnă ferm agresiunea complet nejustificată, ilegală și neprovocată a armatei ruse împotriva Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieți omenești. România este pregătită să facă față oricăror consecințe economice și umanitare pe care le-ar putea genera un eventual conflict de durată între Rusia și Ucraina. Suntem în permanentă legătură cu aliații și partenerii noștri din NATO, din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru a găsi cele mai bune soluții și a oferi asistență umanitară. Dacă situația o va cere, în acest context tensionat se impune, fără doar și poate, consolidarea consistentă a flancului estic. Noi, națiunile democratice, suntem aici și nu facem niciun pas înapoi pentru a ne proteja valorile și tot ce am construit până acum.